Oamenii legii fac controale, în special în zonele aglomerate. În aceste zile au loc acțiuni de verificare a respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Forțele de ordine au acționat în principal în zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, terase, în zona unităților de învățământ, dar și în stațiile și mijloacele de transport în comun de pe raza întregului județ Brașov. 150 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor impuse în perioada stării de alertă. În cadrul acțiunii au fost legitimate 2050 de persoane, au fost verificate 210 mijloace de transport persoane și peste 280 de autovehicule. S-au aplicat 320 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și 8 sancțiuni pentru fapte de natură economică, valoarea totală a acestora fiind de 64.000 de lei. Polițiștii brașoveni acționează zilnic pentru prevenirea și răspândirea virusului SARS-CoV-2 și în acest weekend forțele de ordine sunt prezente pe raza întregului județ, cu preponderență în zonele aglomerate, în piețe, în târguri, în centre comerciale, dar și în mijloacele de transport în comun. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe cei din jur. Polițiștii vor continua acest gen de acțiuni și în perioada următoare, scopul fiind limitarea și prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza județului Brașov. Nu dorim aplicarea de sancțiuni contravenționale, dar nu vom tolera nerespectarea legii. Este important ca fiecare dintre noi să avem un comportament responsabil, să conștientizăm faptul că acțiunile noastre îi pot afecta pe cei din jurul nostru și să respectăm efortul comun pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.